Am revenit. Hristos a înviat. Bună seara, Hristos adevărat. Hristos adevărat? What the? Adevărat pentru că s-a combinat cu a înviat. Hristos a înviat. ce faceți, oameni? Ne-ați simțit lipsa? Nu, știu, glumesc. dar bear with us, că abia am revenit din vria Paștelui, așa că astăzi o să vorbim despre off-leash, că tot este mai cu chill, așa. Dar bear with us în sensul în care nu avem nimic planificat în discuție, doar că o să vorbim despre off-leash, atâta tot. Ceea ce ne dorim, când o să intrați, mulți, toți, voi, ne dorim să știm de ce această dorință a voastră de a-i lăsa liber, de a-i fi off-leash, cam în ce contexte vedeți voi. Am dorit, cel puțin eu, aș dori un live interactiv din partea voastră cu întrebări. Uh-huh. Salut, Mădă, salut, Alina. Mai mult eu și Ivia. Un live interactiv cu întrebări și răspunsuri. Salut, de ce? Bun. Bună, Adrian, adică. Pentru că noi am simțit tematica acestui live și nevoia de a vă ghida când, cum și în ce fel de obliși, dar vrem să vedem și ideea voastră și viziunea voastră și să vorbim puțin pe tema aceasta. Da, pentru că în ultima perioadă, nu numai în ultima perioadă, dar în general, unul din lucrurile ce răsar întotdeauna în discuție când întrebăm pe oameni ce vor să obțină de la câinii lor, este răspunsul să poată să meargă liberi din lesă. Întrebarea este, și curiozitatea noastră, de fapt, este de unde vine această dorință? În sensul de, este o nevoie a voastră să vedeți câinele liber? Credeți că este o nevoie a lui să fie, să aibă libertate totală și deplină? Vreți să fie liber pentru că vă e greu să faceți, să îl ghidați din lesă sau vă este greu plimbatul în lesă pentru că nu ați deprins încă exact ce și cum cu el. Vreți să fie liber din vinovăție, poate, că este toată ziua în casă și atunci în ora aia pe care o aveți la dispoziție să-i dați libertate. Care este de ceul din spate? Asta este, despre asta e discuția de astăzi. Dați-ne de ceul vostru pentru de ce vreți câinele să fie în afara lesei. Hei, Robert. Da, deci haide să vorbim, haide să comunicăm. Ziceți-ne de ce, că apoi o să venim în completare cu așa, zice Mădă, 1. E mai ușor. 2. Par mai fericiți când sunt liberi. Ce înseamnă? Ok, super. Mersi, Mădă, de răspuns. Întrebare, ce înseamnă, hai să le dezbatem pe rând, ce înseamnă e mai ușor? Mai ușor pentru cine? Pentru tine sau pentru ei? Și foarte bine punctat punctul 2, par mai fericiți. Când sunt liberi, ok. Răspunsul la punctul 2? Par mai fericiți în psihologia noastră umană, pentru că evident că sunt zoomies, că au un Disneyland peste tot și fac de capul lor de toate. Zice, mă, deci e mai ușor pentru ea, pentru mine, ca și om, da. Ok, deci asta este una din situații, da, în care e mai ușor pentru tine. De ce e mai ușor pentru tine? Pentru la tine sunt mai mulți, înțeleg, dar pe lângă faptul că sunt mai mulți, dacă ar fi unul singur, tot consider că ar fi mai ușor și dacă da, de ce? Ok, răspunde în continuare la întrebare, la partea numărul 2, că par mai fericiți când sunt liberi. A rămas la par. Și aceea este, eu am legat acel pare din tendința noastră de a umaniza și de a vedea lucrurile din perspectiva noastră umană versus a înțelege de fapt pe ei când au nevoie de libertate și de fapt ce se întâmplă atunci când noi îi vedem par fericiți. Au o libertate de a alege să facă N lucruri pe care îi experimentează, habar n-am, sunt în vria lor de a cunoaște teritoriul, exact, de toate, dar la finele explorării nu sunt atât de împliniți și respectiv fericiți pentru ei. Ce vrea Mihai să spună, ca să înțelegeți un pic mai bine, o să te completez, este că încerc să o pun ca să fie și logic și să înțelegeți cum stau lucrurile de fapt. Da, e logic că sunt, are sens și că sunt
că sunt mai fericiți, nu doar că par, că sunt fericiți când sunt liberi, toată nația animal, speciilor de animale din lume este mai fericită, că așa ai făcut, toată lumea e făcută să fie liberă, da? Însă, în cazul câinilor, care sunt animale de haită, deci ca, luăm din nou perspectiva animal, specie, rasă, personalitate, da? Partea de animal, da, întotdeauna o să aibă nevoie, animalul din noi vrea să fie liber, animalul din ei vrea să fie liber, toate animalele vor să fie libere. Dacă mergem mai departe la partea de specie, specia câine este o specie orientată către haită, are o mentalitate de haită, are o mentalitate de grup, este o specie socială, da? Pentru ei libertatea nu este așa cum este la noi, cu toate că și noi suntem o specie socială, noi nu suntem orientați neapărat către haită, adică către o structură la modul atât de înglobată în instinctul nostru, da? Pentru noi, noi putem să fim și singuri. Că altfel n-am putea fi single, niciunul dintre noi ever. Și da? Nu poți. Noi putem să fim și singuri. Putem să nu avem șef. Putem să avem o activitate pe cont propriu, de exemplu. Noi putem să facem anumite chestii dintr-un registru ceva mai independent decât câinele, ca și specie. Ei, în schimb, nu au chestia asta. De exemplu, dacă tu mă... Acum zic de tine că na, tu ai răspuns prima și o să-ți răspund specific pe situația ta, da? Dacă tu i-ai lăsat liber pe ai tăi la modul liber forever, tu te-ai întoarce acasă fără ei, ei ar avea libertatea de plină, da, completă, ce-ar face ei primul lucru ar fi să caute o structură socială, ori să rămână împreună ca și grup și să-și găsească un lider printre ei sau o figură autoritară care să-i ghideze în a găsi resurse, a găsi adăpost și așa mai departe, sau o să caute să se asimileze unei alte structuri gata... Gata închegată, da? Și atunci asta nu este ceva ce noi am face, că tu acum, na, dacă rămâi fără job, te duci și cauți alt job, nu te duci, cum să zic, nu ești legat de jobul ăla primul și nu supraviețuiești fără el, da? Adică e o diferență destul de mare din punctul ăsta de vedere. Dacă te reneagă familia, dau alt exemplu, nu e ca și când mori fără familia aia, te reneagă, cumva o să te descurci și o să fii pe cont propriu o vreme, da? Deci nu este, noi nu depindem așa de mult. Salutare lume care v-ați mai adăugat, alăturat. Înțelegi să ne spui, da, în timp ce răspunzi la prima întrebare, aia cu de ce ți-e ție mai ușor, să ne dai un semn și dacă înțelegi ce vrem să zicem pentru a doua. Da? Deci, câinele are nevoie de libertate într-o oareșcare măsură, are nevoie să exploreze, de exemplu, are nevoie să mișune, să meargă pe teritorii relativ mai mult sau mai puțin vaste. În același timp, însă, n-are nevoie de libertate la modul cum o vedem noi, n-are nevoie de libertatea aia să facă ce vrea, când vrea, unde vrea, în ce fel vrea, pentru că ei nu se simt mai degrabă împovărați de niște decizii grele decât de o libertate și ce fain este în libertatea respectivă, pentru că ei trebuie să se decidă. Dacă văd un câine mai încolo cu 300 de metri, ce fac cu câinele ăla? Dacă văd un om care li se pare lor suspect, ce fac cu omul ăla? Dacă văd o vacă pe câmp, ce fac cu vaca aia? Și așa mai departe. Simt un miros ciudat, ce-i cu mirosul ăla? Și atunci sunt niște lucruri pe care noi nu le vedem pentru că nouă ni se par super naturale, dar ele sunt decizii pentru ei și sunt niște decizii destul de stresante. Da? E ca și când tu ai avea de decis acum dacă țara asta merge în direcția X sau în direcția Y. La nivelul ăla de stres este pentru ei, cumva, da? Tu ești acum pus în fruntea țării și trebuie să iei decizii. Și trebuie să le iei pe alea bune, da? Deci e foarte greu. Dacă tu n-ai fost făcut pentru asta, dacă n-ai ajuns cumva organic în poziția aia, da? De a lua decizii. Bun. O să te las și pe tine să continui, dar mai întâi să citesc ce zice Mădăice. Mădăice, da. Și dacă ar fi doar unul, cred că ar fi mai ușor, că nu ne mai încurcă lesa. E greu de explicat, văd, e ceva egoist, cred. Foarte bine punctat. Aici voiam să întreb de ce off-leash-ul. Este pentru tine sau este pentru câine? Pentru că... Hai, te las pe tine să răspunzi. Da, mulțumesc mult pentru partea 2, e foarte clar, mulțumesc, super. Zi tu, de ce oamenii văd chestia asta că e mai simplu fără lesă? Pentru că... Să respiri și o să vă zic cu părere de rău și o să-mi iau emblema de oaia neagră. Pentru că încă nu ați învățat să vă bucurați de plimbarea cu câinii voștri.
nu ați învățat suficient de cât timp îi aveți sau cât sunt, că plimbarea nu este ceva corvoadă, da. Ea, ba din contă, trebuie să vină ca un plus valoare între voi și câinele vostru, ca și relație, ca și bonding, ca și structură, direcție, afecțiune, toate la oaltă se înglobează în plimbare. Contează foarte mult cu ce instrumente ieși, cu cei doi înțeleg că i-ai. 2, 3, 5. Mă dare un pack acolo. Un pack, da. Contează ce instrumente folosești, cum le folosești și cum ești tu poziționată în relația cu ei. Da? Noi am întâlnit, și acum momentan vorbesc de cazul meu, eu am întâlnit în cam ceva perioadă în urmă situația pe care tu ai semnalat-o. Într-adevăr, plimbarea este urâtă, grea, nașpa, sax. În contextul în care tu te bucuri împreună cu câinele tău de plimbare, de bonding. Și atunci, da, ai punctat bine că e ceva egoist, cred. Este, mă bucură foarte mult, sinceritatea, da. Urmărește un picuț când poți live-urile pe care noi le avem sau sesiunile video pe care noi le avem pe partea asta de structură, plimbarea în structură, libertatea când o facem, cum o facem, afecțiunea când ne plimbăm și modul fun pe care noi îl punctăm și în plimbări. Așa, completez și eu aici. Hey, basic dog trainings. Așa, o să completez în sensul de, sunt multe persoane, nu ești singura. Mersi, hei, Cătă! Nu e singura care, Cătă, din motive cumva egoiste, vrea să se degreveze de chestia asta. Sunt foarte mulți oameni, pentru marea majoritate, de fapt, a oamenilor, plimbarea cu câinele lor nu este o plăcere, ceea ce este foarte ciudat și contrar naturii. Pentru că pentru câine asta este cea mai relevantă activitate pe care o faceți de fapt împreună. Nu masa, nu triturile, nu joaca. Nu afecțiune. Nu afecțiunea, nu statul pe canapea la televizor. Niciuna din astea nu este atât de fulfilling, atât de profundă ca activitate și ca relaționare, decât mersul împreună în aceeași direcție. Zice Simona exact. Simona, e pentru tine live-ul ăsta, să știi. Salut, salut. Da, deci e pentru multă lume așa. În același timp, aici este o greșeală de percepție, pentru că pentru tine nu se simte fine, ai senzația că și pentru câine e o corvoadă. Pentru el nu e atât de mult o corvoadă, e mai degrabă o mică, e un pic de confuzie acolo, pentru că e comunicarea undeva se rupe, el nu înțelege ce vrei de la el, nu că nu vrea să facă, nu înțelege ce vrei să facă, da? Și este o ruptură în comunicare mai degrabă decât pentru el e mai important să fie liber. Da. A se puncta comunicarea pe limba lui. Evident. Nu pe limba lui. Evident. De asta zic eu, lacună în comunicare acolo, pentru că atunci când marea majoritate a oamenilor au tendința să pună doar tensiune în lesă, nu să fie un du-te vino, un joc între tensiune și relaxare, care să... Gândiți-vă la codul morsei, ca un cod morse. La codul morse, dacă ai avea doar linie, doar o linie constantă, nu ar fi codul morse, n-ar fi niciun cod, n-ar fi nimic. Exact, ar fi ca la mort, da? Da, e adevărat, do. Așa, sorry de mesajul sumbru, dar așa este. Și atunci, la codul morse, ai... Punct și linie, punct și linie, da? În funcție de ce literă vrei. Punctul ăla contează. Dacă ar fi doar linie, nu există comunicare. La marea majoritate a oamenilor există doar linie, există doar tensiune. Țin și trag și țin și trag. Și așa e mâna, uite, așa e brandul. Ne întoarcem un pic la topicul nostru sau te-ai dus pe tensiune relaxare? Nu, pe tensiune relaxare, așa. Dar acum, ca să închei un pic, pentru că nu există tensiunea asta și există doar tensiune, nu există și bucata de relaxare, câinele nu înțelege ce vrei. E tendința de a se lupta cu tensiunea, pentru că orice specie din natura asta, da, din natură de fapt, o să se lupte cu presiunea. Eu dacă apăs aici și apăs și apăs și apăs, o să-l doare la un dat și se retrage, adică e tot o tensiune, da? Nu e ok, se luptă să scape de ea sub o formă sau alta. Și atunci trebuie să existe comunicarea asta. Relaxarea este, faci bine, ești unde trebuie, ești cu mine, facem ceva împreună.
tensiunea este nu faci bine, nu asta vreau de la tine, nu acum, da? Sau nu asta deloc. Hei, și scopul life-ul meu se va aduce ce instrumente facem în plimbare, nu de off-leash. Nu, tot de off-leash vorbim, da? Deci asta este un punct. Faptul că plimbarea nu se simte plăcut. Undeva acolo se rupe ceva și trebuie schimbat. Bun. Trebuie schimbat de ambele părți, nu doar de tine, cât și la el, respectiv ei. Da? E un exercițiu astfel încât, după ceva timp, evident, cu willing-ul și dispunerea și toată treaba de ambele părți, o să vezi că nu o să fie chiar așa. Adică dracu nu e atât de negru, indiferent cât ai, că sunt 2, că sunt 3, că sunt 5, plimbarea e plăcută și lesele nu se încârligă. Se mai încârligă, dar vedeți că sunt și metode de a le descârliga ușor. Iar par aia fericiți când tu ești în plimbare și ei sunt unul hăi sau altul ceas și așa mai departe, o să facem un live pe partea asta data viitoare, Mythbusters. A, da, corect, o să intru pic și acolo. Nu este. Este bine libertate, este bine ca în plimbare să ai outlet-ul de a mirosi, de a explora. E necesar. Este necesar, într-adevăr, și ne punctăm foarte des chestia asta. Da, dă-i outlet-ul de a face, dar în momentul în care ai decis că ai pauză de cafeaua de la birou și de țigara, da, nu non-stop, și în rest, plimbarea e structurată, plimbarea este de la A la B, între A și B fac pauză, ok. Și când facem off-leash? Când facem off-leash? Până la asta eu tot vreau să, când am terminat cu DC-urile, pentru că ăsta e unul din DC-uri, sunt mai multe DC-uri. Sunt multe, foarte multe. Și să DC-uri. Dau așa ca să știu și cât timp avem, că eu mă lungesc, dacă nu. Așa. Partea 2 off-leash. Bun. Deci ăsta e un DC, că nu e plăcută plimbarea sau nu te simți tu bine. Da? Al doilea DC este... Super fericit. Bine, ăla este, da, să zic că... Am discutat despre ăla deja. Al treilea este, mă simt vinovat că stă câinele tot timpul închis în casă, pe parcursul zilei am X ore de muncă și stă cu închis în casă cu mine sau fără, depinde cum lucrez. Și când ieșim vreau să se simtă bine și să aibă libertate. Corect? Mâna sus cine se regăsește. Da? Puneți acolo o mânuță în comentarii. Pardon. În contextul ăsta, tu pornești cu o energie, în primul rând, greșită și cu o abordare greșită. Pentru că, din nou, câinele îi place să fie cu tine. Că ești în casă, că ești afară, irelevant pentru el, atât de mult. Mai ales la câine domesticit. Nu vorbim acum de un câine care a trăit toată viața pe stradă și acum l-ai băgat în patru pereți. Acolo e altă situație. Dar la un câine care a fost născut, crescut în casă, da? După blocurile gri. Fix, da. Nu este chestia asta. El nu are conceptul. Uite, ca Alisa, pisica mea. Zic pisica mea pentru că a fost a mea înainte, da? Dar ca să înțelegeți ce e al meu, al ei, ce al ei, al ei, ce e al nostru, e tot al ei. Așa. Ești apără. Glumesc. Anyway, pisica, Lisa, a mea, da? Lisa a trăit, de când i-au dat ochii, am găsit-o într-o pungă când nu avea încă ochii deschiși, ea a trăit în casă. Nu a avut acces afară pentru că nu sunt de principiu că scot pisica în plimbare, da? Poate greși, poate nu, oricum a trăit o viață bună și super ok, da? Trăiește în continuare, da, corect. Ea n-a ieșit niciodată afară, ea nu are conceptul de afară. Prima dată când a pus piciorul pe iarbă a fost aici în curte, unde, mă rog, avem o curticică și pentru că ieșea Muf, mătanul lui Mihai, da? Care dar, e tot da. Dar ea n-are conceptul de afară, ea nu simte degrevarea de libertate că nu poate să ajungă afară. Ea e stresată de afară, e frică de afară. Sunt câini cărora le e frică de afară. Am fost astăzi să lucrez cu un câine care este terifiat afară. Da? Zice Robert, noi mergem cu bicicleta și la întoarcere prin bare structurată cu limba de 2 metri. Bravo, Robert, ați învățat data trecută. Nice. Bun. Dar da, uite, de exemplu, pentru un husky libertatea, cum are Robert, pentru un husky libertatea este să alerge. Dacă tu nu alergi cu el, tu degeaba să alerge împreună cu alții. Gândiți-vă pentru ce au fost făcuți husky. Ii trag la sanie pe 10 de kilometri o haită întreagă. Da? În structură nu. Și în structură, nu liberi. Exact.
el e făcut pentru asta, el are nevoie de asta. Dacă tu nu-l alergi, degeaba îl lași să se alerge cu toți câinii la țar, că aia nu îl împlinește pe el ca husky. Da? Deci nevoile rasei lui nu sunt împlinite. Este o libertate superficială cumva, adică e o libertate... Dă-mi o comparație plastică cu asta. Ce ar trebui să facă husky versus ce face și de ce omului se pare că asta îl împlinește. E ca și când... Când mâncând. Nu. Dragilor. Las că o să găsesc eu una. Ca idee, așa. Fiecare libertate trebuie văzută pentru ei, nu pentru noi. Și ce ne împlinește pe noi. Și când trebuie acordată și cum. Că și noi suntem liberi. Și nu pentru că ne simțim vinovați să le dăm libertate. Și noi suntem liberi, da, conform legii și așa mai departe. Sunt liber, dar dacă libertatea mea înseamnă să-i dau un cap în gură acum ca așa, deranjez. Gândiți-vă că e cam așa și la ei. Vă le dați libertate în plimbare off-leash și ei decid să facă în chestii. Nu neapărat ok. Și nu neapărat ok. Da. Da? Și nu sunt consecințe ca la noi. Adică sunt, dar o să fie prea târziu. Că dacă l-a lovit mașina că el nu a ascultat când l-ai chemat să vină și să nu se ducă în stradă, e o consecință, dar nu cred că e una pe care o vreți. Da? Asta aș vrea să punctăm la acest live. Când dăm ovliș și cum dăm ovliș și care îți faci până la ovliș. Și de ce râzi? Pentru că nu ajungem acolo. Ah, că nu s-a terminat. Mai ai 40 de minute la dispoziție. Jesus, unde te grăbești? Ca fac care la care ar fi următorul motiv de ce le lăsați voi ovliș? Nu, acum pe bune. A zis Miha și mulțumim frumos încă o dată, Miha, că ai spart gheața. Am vrea și din partea voastră a celorlalți. Da. Celorlalți și alte viziuni, că poate noi le vedem, dar le vedem structurat. Exact, ea. Și na, vrem și alte idei, alte păreri și așa mai departe. De ce le dați voi libertate? Sau de ce vă grăbiți? Hai să luăm altfel, hai să spunem altfel întrebarea. De ce vă grăbiți să dați libertate câinelui? Pentru că e mic și e frumos. Că și asta mai este o chestie. Multă lume dă libertate câinelui prea devreme. Aici o să pot să dau o comparație plastică. Este atunci când tu ai un puiuț, să zicem, de 5-6 luni, 7, da? Sunt două chestii. E România și este restul lumii. Mamă, ce comparație plastică! Nu e comparația, e legat de situația diferită, da. Eu urmăresc mulți trainer de afară și se recomandă, mai ales afară, în state, de exemplu, se recomandă ca puiul să știe să îi se pună o lesă pe gât, să învețe ce e lesa și așa mai departe, dar să meargă off-leash în prima parte a vieții, să învețe să te urmeze fără lesă. Ceea ce este ideal, e mai bine. Doar că acolo sunt suburbii în care circulă o mașină odată la 100 de ani și cu niște trotuare de 10 metri, și așa mai departe. Și este foarte simplu, într-o curte de 300 de metri pătrați sau mai știu eu ce, într-o suburbie de genul ăsta, să mergi cu câinele off-leash, pentru că nu ai riscuri prea mari. La noi este foarte diferită situația. Inclusiv în parc, e foarte greu, fiind atâtea distrageri, repet, nu compara o suburbie americană cu parcul tineretului, pentru că sunt cu totul alte distrageri acolo, da? Și atunci... oamenii ce fac este că văd chestii de genul ăsta pe online și dau drumul cățeilor mult prea devreme din lesă. Ce înseamnă mult prea devreme? Cum am zis, 5-7 luni, câinele este ca un copil de 10 ani, 7-10 ani, să zicem, da? Așa cum copilului respectiv tu nu poți să... Unii poate nici nu-i lasă singuri acasă până la vârsta aia, da? De exemplu, unii oameni. Sau, mă refer la copii, da? Sau să-i dai, să-l pui la volanul unei mașini. E prea mult pentru ei atunci, la vremea respectivă. El trebuie mai întâi să învețe. Poți să-i dai... Uite, și ajungem și la ce ai zis tu. Când poți să dai drumul câinelui din lesă, da? După ce învață să conducă. Exact. După ce învață să meargă în lesă. Primul lucru pe care trebuie să-l înveți este să meargă în lesă, frumos, fără tensiune, fără să tragă, fără să-ți rupă mâna. Și apoi să meargă fără lesă, da?
Dacă el înlesă, stă lângă tine sau în spatele tău, te urmează cu atenție, focus către tine, e un moment potrivit să începi să mai lași lesa. Ia zi, ce mă de acolo? Eu încerc asta cu long leash momentan și mai fun. Mai puțin o corvoadă, într-adevăr, nici off leash, nici on leash technically. Da, foarte bine mă dă. Da? Long leash-ul, long line, de fapt, așa îi spune long line-ul, este foarte, foarte bun pentru o trecere între on leash și off leash. Ai și niște control, are și câinele o libertate și o putere de decizie cumva, dar dacă nu ia deciziile potrivite, ai outlet-ul să-l aduci înapoi sau să... Ai control. Ai o formă de control, exact. Zi. Când mai dăm off leash? Chiar dacă ai învățat să conduci și ai fost supravegheat o perioadă de timp, trebuie să știi să ai anumite reacții, anumite anticipări. Da? Dacă tot facem comparația asta, și atunci câinele, după ce știe să meargă în structură cu lesa tensiune, relaxare, tot limbajul, uh-huh, trebuie să mai ținem cont de anumite aspecte. Cum este la chemare? Cum este la distrageri? Cum stăm cu impuls control? Sunt atât de mulți factori, ca să o spunem direct, de care trebuie să țineți cont. Bun. Luăm capitolul, merge bine în lesă. Bravo. Îi dăm liber. Are o distragere, o căprioară. Habar n-am. Sunteți la pădure, da? Eliminăm mașini, chestii și așa mai departe. Sunt la pădure, vede o căprioară. Ce fac? Nu-ți vine la chemare. Ai avut parte înainte să dai obliv și de anumite exerciții de expunere, cum reacționează, îți răspunde la convenții. Este o întrebare, voi să-mi spuneți. Da? Între timp până răspundeți. Spune Miha aici ceva. Citesc eu sau citesc? Te rog. Zice că la noi e foarte mică, deci nu vorbim încă de lesă, dar mă pregătesc, fac școală înainte ei. Ce înseamnă e foarte mică? Ce vârstă are Miha? Și aici bine ai punctat că e foarte mică, pentru că off leash nu se referă doar la afară. Nu știu dacă v-ați pus problema asta vreodată. Off leash se referă și la în casă. Da? Din momentul în care a dus câinele acasă. E o libertate prea mare pentru el și nu știe cum să o abordeze în momentul în care l-ai băgat într-un apartament de X camere. Și i-ai dat liber. E al tău. Da? El e off-leash și după aia oamenii se miră. Ok, de ce nu vine când îl chem? Se ascunde și mă mușcă de sub pat când vreau să-l scot. Face pișul unde apucă când nu-l văd și așa mai departe. Există și lesă în casă pe care să o ai ca să poți să-l ghidezi prin mediul ăsta nou în care se află. Este necesar. E necesar. Și există cușcă, care nu este off leash. Da, e off leash în cușcă, dar nu e un spațiu prea mare. Zice Miha, 7 săptămâni. Când am luat-o, ne-au spus că are 9 săptămâni. Asta acum o săptămână și am descoperit și o casă care are 6. Deci are 7. Am înțeles. Da, de vreme pentru ea să fie departe de mamă, mai degrabă decât orice altceva. Da? Dar am avut o discuție despre asta cu crescători legitimi și așa mai departe. Vor mergeți acolo și studiați. Da. 7 săptămâni, nicio problemă. Poți să pui o lesă subțirică, există alea nici cât degetul, da, din material textil, e bebe. Dar vezi că bebele tău, da, și iarăși aici vezi că e o formă de umanizare, da, bebele tău, ăla uman, când, dacă ai avut sau când îl ai, ăla stă în pătuț un an de zile. Nu prea se mișcă din pătuț, este supravegheat non-stop și este limitat în mișcare. Tu ei dai libertate însă, prin toată casa. Ea nu știe ce să facă. Bebele, dacă ar mișuna, bebele uman, dacă ar mișuna așa cum mișună un cățel, tu nu l-ai lăsat nesupravegheat prin toată casa, că și-ar băga o furculiță în ochi, și-ar băga degetele în priză, ar linge nu știu ce de pe jos și așa mai departe. Și atunci tu de ce îi dai libertate bebelui câine? Totală. Pentru că e mic și că e frumos. Mm-hmm. Și știe ce are de făcut? Nope. La fel ca și bebele uman. Bun. Deci, ai înțeles, Miha? Unde, de ce trebuie de acum să pui o lesă? Să se și obișnuiască cu lesa pe el, să simtă senzația la gât, cu o zgârdiță normală și o lesă
din textil foarte ușoară pe care nu o simte când o trage după el prin casă. Zice, de aceea v-am și căutat la două zile pe ce am luat-o. Super, bravo. Zice Simon, argumentul suprem, mic și frumos. N-am zis, mă, Simon, de vreo trei ori. Băi, am un... iarăși am un deja vu. Am tot avut deja vu zilele astea. De ce am iară deja vu? Am deja vu că... că Simona a mai zis odată chestia asta pe un live, ca să înțelegi. Bun. Așa, dar da, e argumentul suprem, dar e un argument foarte prost. Pentru că ăsta te duce la o grămadă de probleme de comportament în viitor. Eu aș spune-o greșit ca să o împachetez frumos, dragii mei. Da, este un argument greșit și nu încercați foarte mult să nu umanizați astfel încât să nu picați în extrema în cealaltă. Da? Și luați-o calculat. Vedeți exact ce se întâmplă și cum ar trebui să întâmple lucrurile. Între timp, să revenim la ideea de bază, că spuneam că ați ajuns, ați condus bine și ok, ce faceți cu chemarea? Vine, nu vine? Ce faceți cu impulsul? Control. Ce faceți cu aceste mici detalii care... Un pic, că mai vorbește lumea. Zice Miha, nu e cazul și la noi cu mic și frumos, foarte bine, Miha. E mic și frumos. Aici vreau să punctez o chestie. Întotdeauna să vă aduceți aminte că voi creșteți un câine, nu un pui. Pentru că multă lume face confuzia asta. Eu cresc un pui de câine. Da, dar el e pui pentru 7 luni, 8 luni și după aia devine câine. Mai ales dacă e talie mare sau medie. E foarte greu de strunit dacă tu i-ai dat toată libertatea și tot. Să ne zică Robert și Zachia că sunt în live. Așa. Erau câini mari. Și atunci, da, voi creșteți un câine. Vedeți-l ca un câine, nu ca pe un pui. Da? Faceți exercițiul ăsta cu voi. Zice Simona, nu, acum îl aud prima, doar îl folosesc și eu. Nu-l mai folosi, scoate-l din vocabular. Și după se face de 50 de kg, exact, Mihaela, fix, da? Și la fel, din nou fac comparația, nu umanizăm, dar sunt niște comparații foarte bune pe care le puteți asimila cumva, și anume, ok, și copilul crește un adult, da? Copilul uman, mă refer, crește un adult, dar tu trebuie să-i dai 7 ani de acasă, că dacă îl lași să ți se urce în cap în primii 7 ani, după aia nu-i mai spui la 18 ani ce are de făcut și de ce nu e bine să facă. Pentru că e prea târziu, da? Și deja, cum ai zis, este un om în toată firea. Așa și cu bebeii căței. Și din nou, niciodată nu e prea târziu, fiecare comportament poate fi modelat, atât la om cât și la câine, evident. De asta noi spunem de fiecare dată că orice câine poate fi reabilitat, dar mai greu că de. Mai greu dacă pierzi startul. Da. Cei care aveți pui sunteți foarte norocoși pentru că aveți o foaie goală, da? Voi, depinde de voi ce faceți cu ei. Nu toată lumea are pui. Unii i-au adoptat direct adulți, de exemplu, din adăpost sau mai știu de unde. Și atunci, da, este mai mult de lucru acolo. Dar dacă vorbim de prevenție, da, e mai bine să previi decât să tratezi și e mai ușor și mult mai puțin costisitor și ca timp și ca bani. Ce cu al meu avem șanse, Mia, da, exact. Bun. Deci DC-urile cam... Pe alocuri cam astea sunt pentru care oamenii more lasă câinii off-leash. More or less. A, și pentru că, repet, consideră că de asta au nevoie, dar am discutat deja punctul ăsta, da? Câinele are nevoie să fie cu tine, să fie cu haida, să facă activități împreună cu tine și așa mai departe. După care, tu ai punctat o chestie foarte bună legat de recall. Și foarte multă lume este... Știe să dea lăbuța, știe să facă trucuri, dar, ca să vezi, nu vine la chemare. Chemarea este cea mai puțin lucrată comandă, cu toate că e cea mai importantă, dacă e să o luăm așa, da? Și dacă al nostru câine nu o să știe șezi, culcat, așteaptă și orice alte comenzi... Ce ai făcut, Bobiță? Nu, da, nu ăsta, următorul, da. Ce ai făcut, Bobiță? Așa, dar știe chemare... Eu sunt absolut ok cu asta, adică nu trebuie să-mi știe toate lucrurile alea, decât dacă insist eu că am nevoie de el și o să insist, dar mă rog. Ați înțeles mesajul, chemarea este prima. Uite, la 7 săptămâni ale cățelușului tău, Mihaela, chemarea e primul lucru, asta trebuie să lucrați în următoarea săptămână, n-aveți altceva de lucrat. Îl chem, vine, bravo, ia, trit, boabe, mă rog, mâncare. Nu, da? Vine, așa mai departe, se întâmplă altceva. Nu vine, la duci și asta este, dar ideea este... Da? Să lucrați chemarea, nu altceva, nu tricks, nu acum, nu-i trebuie acum să interacționeze cu toată lumea,
trebuie să fiți voi punctului central de focus și voi să, la voi să vină la chemare când îl chemați. Chemarea. Nu. Prezent. Ea vorbește despre nu. Nu e nu, mama mea. Nu e nu, știu, dar oamenii nu știu. Și dacă nu există, nu există o consecință. Și nu mă refer la bătăiță. Fii mai puțin vag, te rog, că oamenii nu înțeleg ce zici acolo. Pe lângă chemare și ok, câinele trebuie să știe, evident, partea de bine, partea de bravo, partea de happiness, joacă și așa mai departe și comenzile toate, dar trebuie să știe și că nu este nu. Nu înseamnă că ai minet și dacă nu o faci, înseamnă că există o corecție. Fie că este o corecție din les adresată, poucă în lumea lor și așa mai departe. Trebuie să vină nu, și nu ceva. Numai. Poate să fie presiune pe spațiu, poate să fie o retragere a unui privilegiu, poate să fie mai multe lucruri. Da? Da? Cușca, dacă nu ascultă de nu, nu cușca. Am zis mai devreme, dar e lag între comentarii, știu. Nu, cușca nu este folosită ca o repercusiune. Cușca este locul de odihnă, este locul de liniște, de este safe fix space. Opusul. Da? Locul în care câinele trebuie să se simtă în siguranță când voi plecați de acasă, să doarmă noaptea în cușcă și așa mai departe, dar niciun caz de time-out. Da? Time-out-ul este, nici nu prea există în lumea lor time-out. Există, ok, te pun presiune pe spațiu și te las în pace după aia, ăla e time-out-ul lui. Da? Câinele trebuie să știe că nu, sau șezi, așteaptă, nu iei mingea, nu iei masa, nu... Oh! Dar cine ne binecuvântează cu prezența? Ei ridică mâna să vină. Da, ridică mâna. Așa, pe loc. Dă-te că trece regele. Exact. Regina cazul ei. Așa. Da, nu e nu și dacă nu se întâmplă trebuie să fie o consecință astfel încât să-l asimileze punct și să asculte. Da. Inclusiv dacă are o mică tendință de a mă mușca din joacă sau din nejoacă și poate, uite, crește acum la 50 de kg vorba ta și așa mai departe, nu, trebuie să știe de la început că e nu. Da? Dai locul. Da, dacă un câine știe să meargă frumos în lesă lângă tine cu lesa relaxată, nu că-l ții tu tensionat și forțat lângă tine, da? Merge cu lesa relaxată lângă tine sau în spate, știe să vină la chemare indiferent în ce context îl chemi, din ce context îl chemi. Știe să nu reacționeze pe impuls la diverse distrageri, însemnând, a trecut pisica prin fața lui, el rămâne lângă tine când e în lesă, nu stă să alerge pisica și să uite că ești acolo și tu. Asta este un impulse control, ce zicea Mihai mai devreme, da? Știe că nu e nu. Aveți încredere unul între altul. Și voi în el, dar și el trebuie să aibă încredere în voi. Pentru că dacă el aude un sunet și în loc să vină către tine, se îndepărtează și fuge unde vede cu ochii, câinele ăla n-are încredere 100% în tine. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă el este în joacă cu alți câini și tu l-ai chemat și el nu e acolo, iarăși nu este un punct bun în care să-i dai libertate. Da? Și atunci... Voi trebuie să treceți prin etapele astea înainte de a da libertate câinelui și trebuie să aibă și să aveți și voi încredere în el. Ce înseamnă asta? El trebuie să aibă încredere în voi și voi trebuie să nu îi dați libertate și să stați cu inima cât un purice ca oleu ce o să facă, ce o să facă. Trebuie să-l lăsați să testeze pe de-o parte, dar nu prea timpuriu. Da? Testează după ce ai bifat niște căsuțe acolo dintre cele menționate, da? Toate, de fapt. Zice Robert, mai avem de lucru la asta cu pisicile. E, ai văzut? Deci nu e pregătit să fie off-leash încă, da? Bun. Înțelegeți de ce? Pentru că este foarte riscant. E foarte riscant în mediul urban, în primul rând. A, că ești tu pe munte, e una, să zicem. Deși și acolo sunt riscuri. Cum a zis Mihai, căprioara, distragere, vin câinii de la stână, iartă-mă, vin către el, el nu are recall, nu are chemare, dar se duce și e mâncat de câinii de la stână. Este frică de oameni, reacționează la străini și vine cineva pe potecă și el e în față. Da? Ce alte situații? Poate să alerge și să se piardă, să se ducă prea departe să se piardă, că nu are recall. Și așa mai departe, sunt multe situații, inclusiv în zone neurbane, lipsite de prea multe distrageri,
în care este riscant să-i dai drumul off-leash dacă tu nu ai bifate punctele astea. Da? Zi. Mi-ai furat ideea. I'm sorry. Și nu te-ai mai oprit din vorbi. Oh, se supără Mihai, vorbiți mă și cu Mihai că se supără. Să mă duc la baie, să lasă vorbe. Mai 20 de minute. Avem. Am înțeles partea nevoilor voastre. De unde vin. Da, din ce adâncuri. Am înțeles viziunea voastră. Am încercat să vă etapizăm fluxul normal de cum ar trebui să se întâmple. Da, ce pas să bifați înainte de a da off-leash. Când îi dăm? Cât îi dăm? Păi noi îi dăm... Da, mulțumesc frumos. Dăm un exemplu de al nostru. Pe noi. Avem o plimbare de o oră jumătate? Avem o plimbare de o oră jumătate. Că este loc nou, că este loc existent. Prima dată plecăm în plimbare în les. O proporție de habar n-am, poate 50% din distanță ca timp este în les. More or less. Avem timpii de sniffing, pauzele de țigară de care vorbeam pentru nevoi și așa mai departe. Am în toată încrederea în el, el în mine și văd distragere, nedistragere și așa mai departe. Prima oară voi ar trebui să dați lesa târșind pe jos, să faceți celălaltă ca timp de plimbare off-leash, dar cu control. În cazul în care îți pleacă, ieși, nu-ți răspunde la nu și așa mai departe, să poți să pui piciorul pe lesă și să faci corecție, da? Ce ziceam mai devreme, Madalina, cu long line. Fie long line sau lesa lui. Dar puteți testa pe incremente mici în jurul casei, în mediul cel mai, să zicem, lipsit de distrageri sau de situații în ce pot fi noi. Da? Că e, sunt șanse mai mici să se întâmple ceva nou chiar lângă casă. Da? Și atunci puteți testa când vă întoarceți din plimbări. Puneți lesa pe spatele câinelui, fără ca el să simte, sau dați drumul din mână, eventual direct, da? Și vedeți dacă el rămâne în ritm cu voi, se oprește, o ia înainte, ce vrea, care e tendința, da? Și în funcție de asta, pe trotuarul din fața casei, în funcție de asta crești ușor, ușor distanțele, da? Uite, la noi a început, când stăteam în tineretului, cu Fuki, de exemplu, a fost, pardon, când era puiuț, primele, evident, au fost în lesă ca să învețe reguli, ce e cu mediul, ce e cu toate cele. Cum le-a dat drumul așa din prima? După care, ușor, ușor a fost la modul, ok, din capul străzii până la ușa blocului, mergi fără, văd ce faci. A fost ok, n-a fost ok, dacă a fost ok, am continuat 2, 3, 5 zile, nu mai știu. După care, am văzut că este ok pe bucata aia. Ok, cu 5 metri sau 10 metri mai devreme, pe alt trotuar, cel paralel să zic, da? Sau un T, pe trotuarul celălalt mai mare de la bulevard, hai să vedem. Tot așa, drop the leash, mergem în continuare, fără că eu să-i dau vreun semn că am dat drumul la les. Eu merg normal, dar nu fac nimic diferit. Nu vorbesc, nu-i zic nimic, nu-i zic hai, nu-i zic pe nume, nu-i zic nimic. Da? Doar merg. Văd că... O ia stânga-dreapta, ok, nu-i pregătit încă pentru bulevard. Hai să mai ne jucăm un pic cu trotuarul din fața blocului. A mers bine și pe trotuarul mare, ok, hai să vedem dacă de la parc până acasă, o bucată micuță de drum oricum, este ok fără lesă. E ok, nu e ok. Și tot așa, crești incremente mici. Nu direct, n-ai ieșit niciodată fără lesă cu el și după aia te-ai trezit în parc, îi dai drumul din lesă să vezi ce face. Nu faceți teste din astea. Da, fix! Costine! Da, deci nu faceți testele așa. Testele se fac pe bucăți mici, da? Pe bucăți foarte, foarte mici, incremente mici. Bun. Să terminăm mașina. Zi! Da, dragilor, luați-o încet. Cu pași mărunți. Cum spuneați mai devreme, cu bebe, da? Baby steps! Baby steps! Da, baby steps! Pentru că... Eu vă zic că pe parcursul live-ului mi-am dat seama și m-a fulgerat un pic de cazul vecinului și un amic foarte bun de sus de la etaj.
cu o cățelușă care avea cam libertate non-stop. Era dresată bine? Nu. Nu era dresată bine, ei știau aici colo detalii și de plimbat și de plimbat de masă, foarte puțin chemat, aici colo inter la praguri și așa mai departe, aici colo structură. În fine, au ajuns de unde au fost plecați, probabil de acasă, de la părinți, cu mașina, au deschis, au parcat mașina, au deschis ușile, în fine, cățelușa s-a dat jos singură, neinvitată, au coborât și ei din mașină, fiind cuplu, au despachetat din portbagaj, din nou cățelușa liberă, fără lesă, fără nimic, a fost distrasă de un ceva, n-a fost câine, n-a fost copil, a fost de un ceva, în fața blocului, a venit mașina nu cu foarte mare viteză, dar inevitabilul s-a produs. Știu că tematica nu ține neapărat că n-a fost de ofliș, dar a fost cumva ofliș cu libertate și e o conștientizare pe care aș dori foarte mult să ajungă la voi. Da, sunt riscuri foarte mari. Ce ziceam, în mediul urban nu este potrivit să faci teste la modul ăsta. Da, lasă că ea vine, dacă merge 10 metri mai în față, tot vine când o stric. Da, dar 10 metri ăia se pot întâmpla 10 chestii în aia 10 metri, da? pe care câinele nu știe să le gestioneze. O să dăm din casă și aici o să dau eu din casă. După ce s-a mutat Iulia, ne-am mutat împreună, a venit la mine, la noi, Fuchi, deși știe ovliș, să ne înțelegem, știe ce înseamnă, Fuchi în noul cartier n-a fost ovliș. Decât foarte puțin. Pe foarte mici bucăți. Seara când a fost strada circulată, după care, într-adevăr, a mărit un picuț. Ca să ne înțelegem. Are momente de ovliș când mergem în parc, în natură, că e văcărești, că e pădure și așa mai departe, după ce o perioadă de timp a îndeplinit o plimbare structurată. După ce și... s-a făcut nevoi, după ce am mers să facem un, zic cum îi spune în armată, un nu research, o verificare a terenului, nu știu cum îi spune într-un fel. Da, așa. Și din nou, recunoaște. Și din nou oblișul se întâmplă tot în plimbare structurată. Este fără lesă, dar merge poziția, lângă, în spate. Clar. Da. Da. A, că ne-am oprit la un picnic și dăm liber, este cu totul și cu totul altceva. Am o rază vizuală de, habar n-am, 500 de metri. Habar n-am. Da, se duce sniffing, să joacă, face el ce vrea, dar l-am chemat, a venit. Asta e altceva, este o altă libertate, dar noi vorbim de o plimbare structurată în off-leash. Și încă o chestie, da, exact, asta este unde oamenii mai fac greșeală, este că și... ei vor să se plimbe cu câinele off-leash, dar vor să fie pe telefon sau să-și vadă de treaba lor și câinele doar să fie, da, exact. Și câinele doar să fie pe acolo și eventual dacă îl cheamă el să fie la piciorul lor. Nu așa funcționează, tu trebuie să fii mindful în plimbarea aia, tu trebuie să fii atent la ce se întâmplă, ce distrageri sunt, cine vine, cine pleacă, cine whatever, da? Ce face câinele, ce stare mentală are, cum este, ok, poate e lângă tine, dar poate că e lângă tine și tremură, e în vrie, da? Nu e o stare mentală, ok. Și atunci, tu vrei ca plimbarea, chiar dacă este off-leash, ea trebuie să aibă o structură, trebuie să existe niște reguli, trebuie să existe niște guidelines, da? Nu este doar o plimbare așa, face fi toată lumea ce vrea, ca și... Again, dacă n-am avea reguli de circulație, toată lumea ar merge ca în India, da, pe stradă. Și atunci n-ar fi ok, și da? Și dacă tot umanizăm, dăm voie să o duc până la capăt, e ca și cum ați pleca cu copilul vostru în parc, tu ți-ai scos telefonul, vorbești chestii de muncă, fii tu să duce de nebun, iși... Ca deschupe gâtul, faci ce faci. Nici măcar asta. Dar voi ați ieșit cu un scop afară, de bonding, între tine și copilul tău, să aveți un timp bun petrecut împreună, să vorbiți chestii împreună, să faceți activități împreună. Asta mutați-o în plimbarea cu câinele vostru, pentru că el, câinele, aca copilul, are nevoie de
voi, de atenție, de ghidaj, să se lege, să se închege o relație. Dacă voi, dragii voștri, dragii moșului, da? Okay, n-ați înțeles, asta e păcat, da? De asta noi tot punctăm, băi, plimbarea e... Pentru tine și pentru câine, nu e... Câine. Și din nou, eu zic la ședințe slash valori, cei care sunteți de-ai noștri, ca să spunem așa, clienții noștri, o pot spune. Și mie mi se întâmplă, dacă am o seară, acum, nașpa, vin de la muncă obosit, stresat, mă bate șefa, n-am chef să ies afară și ies cu un ton nervos, nu tocmai constructiv în relația pentru mine și câine, nu o fac. Îmi iau 5-10 minute să respir, să mă calibrez și apoi să ies. Pentru că dacă ies frustrat afară, refulez, el simte, plimbarea nu e ce trebuie. Și eu zic, bă, decât să ieși aiurea afară cu câinile, să faci o plimbare doar de dragul de a-l plimba, renunță, ia-ți o pauză de 10 minute, 15 minute, ieși când ești meditație. Tu, o meditație, calibrează-te, respiră, te să faci cocul, respiră, și apoi ieși. Da? Dacă tot umanizăm, cred că ăsta a fost cel mai bun exemplu de a umaniza. Dar umanizați-l bine. Spune da. Robert. Bine punctat. Da. Mă Da, asta este cu libertatea și este suficient. Apropo, Fuchi, dacă îi dăm liber, yoga, fix, Mihaela, să știe, nu mai în serios, dar 10 minute de yoga nu strică să faci o decompresie și după aia să intri în vibe-ul de ieșit afară. Uite că mi-a pierdut ideea. Fuchi și momentul în care are off-leash, da? Da, în mers mai are și el momentele lui în care se distrage, se duce cu mintea pe coclaur și vrea să o ia în față, noi adresăm, îl reamintim, suntem și noi aici, asta e în grup, suntem împreună, nu știu ce. Dar în momentul în care îi dăm libertate la modul, ok, ești free dog, fă ce vrei, noi stăm pe loc, tu poți să explorezi împrejurimile unde ne-am oprit, da? Alege, rare ori se duce departe să exploreze, se duce un pic în jur, miroase, face un pișu, whatever, ce fac câinii, da? Dar tipic ce alege el să facă, cu toată libertatea din lume, nu-i zice nimeni nimic, n-are lesă pe el, este să vină să se așeze pe undeva pe lângă noi. De ce? Pentru că avem o relație deschisă cu băiatul nostru. O relație deschisă? Ok. Nu, avem o relație bună. Da. Avem o relație bună și punctul lui și focusul lui este să fie cu haita. Ceea ce ar trebui să fie. Câinele vostru nu are nevoie să socializeze la modul... Focusul lui principal nu trebuie să fie toți câinii din parc sau din țarc, nu trebuie să fie toți oamenii de pe stradă, nu toată lumea e mai importantă decât voi. Voi sunteți haita lui, cu voi supraviețuiește, că dacă nu i-ați dat voi mâncare și acoperiș, probabil că nu, da? Și atunci voi trebuie să vă puneți un pic în altă poziție și să vă vedeți un alt fel de relație decât cea de părinte și bebeluș, da? Că nu e aia, e similară, dar nu e aia. Și atunci, iarăși un lucru pe care oamenii vă provoc la un test, bine, nu, e un test imaginar, da? Deschideți ușa la apartament sau la curte și vedeți ce face câinele vostru. Pleacă sau stă? Că dacă pleacă, sunt niște chestii acolo, ori nu este relația ok, ori este plictisit, ori este neconsumat de energie, ori efectiv sunteți... Suprafața, mediul lui și haita lui sunt irelevante. Adică nu este ce trebuie, nu e împlinit acolo. Pentru că un câine care este împlinit nu o să fugă niciodată de acasă. Nu o să țâșnească pe ușă doar pentru că e ușa deschisă. Este doar, văd chestia asta și aud de chestia asta doar la câinii care nu au outlet-urile potrivite. Și nu au o relație bună acolo. Nu e împlinit. Punct. Am zis meh pentru că asta ar fi reacția lui Fuchi. Ok, ar fi ok, dar s-ar uita un pic, poate ar mări un pic dacă trece vreun străin pe stradă mai încolo, dar stă pe lângă casă, nu iese. Urmăriți contul, urmăriți postările. Cei care ne sunteți în grupul de WhatsApp, dragii moșii, again, punctez și la modul funny cum se fac plimbările, cum se fac anumite exerciții și promovăm off-leash-ul. Nu zicem stop off-leash, clar nu. Dar vi le arătăm în filmulețele noastre, prin reel, prin așa mai departe, cum ar trebui să fie și când ar trebui să fie. Da?
E un subiect delicat. Sper că va ajuns și va ajunge informația acolo unde trebuie, da? Dacă sunt întrebări, le așteptăm pe adresă. Mai sunt 5 minute, deci puteți să le întrebați. Așa, dar apropo de durată, că ai zis ceva, dar nu știu dacă s-a înțeles foarte bine mesajul. Dintr-o plimbare, să zicem că e o plimbare de o oră, dacă ați ajuns în punctul în care aveți toate ce am vorbit mai devreme bifat și mergeți cu câinele off-leash, off-leash-ul respectiv ar trebui să fie, ok, să zic, 60% maxim din plimbare. Restul, început, sfârșit, maxim, da. Este o formă de apreciere pentru câine, nu este o, e un privilegiu, nu este un given, nu e ceva, gata, a picat din cer, ea există pentru că ești câine. Că nici eu nu primez un milion de dolari doar că-s Iulia și există. Salut, Cristiana! Și atunci, luați-o așa, vedeți-o așa, vedeți un pic altfel relația între ce oferiți și ce primiți la schimb. Da? Bun. Întrebări? Întrebări? Reclamații? Băi, dar lasă mama să... Dă-și-mi din gură! Dă-și din gură! Nu mai vorbi, frate! Nu mai... A vorbit prea mult, Mihai, așa-i? De cine vă place mai mult în live-ul? De Iulia sau de Mihai? Cine ar vrea să... Pe cine, pe cine vreți să vedeți în următorul live? Pe Iulia, pe Mihai sau pe Mihai și Iulia? Sau pe Fuki. Următorul live-ul face doar Fuki, îl punem aici în picioare pe scaun. Ar fi o treabă să filmăm pe el și să vorbim noi, din nu spate, din spate. Da. Cum ar fi asta? Nu, că ăla nu știe să stea în fund, ăla nu mai are doar modulul culcat. El șezi 2 secunde. Doar că am întoarce spatele, părămânește, adică. Da. Așa. Deci mâine dacă nu mai vedeți pe Mihai, să știți că nu, nu s-a întâmplat nimic. Robert, da? Mă bazez pe tine că mai ești live. Nu sunați la poliție, da? Așa. Bun. Bine, dragilor. Păi, cam asta este. Dacă voi nu aveți alte întrebări legate de off-leash, sau dacă aveți și nu m-am apucat, puneți-le în comentarii acolo la IGTV, că o să se salveze acolo. Data viitoare despre ce vorbim? Avem două teme la alegere. Stai că am o întrebare? Cum să reacționezi când alți câini off-leash îți atacă propriul cățel care merge lângă tine în lesă? Răspunde tu la asta. Cum reacționezi când te adresezi celuilalt câini care îl agresează pe el în primul rând, dar te asiguri cu coada ochiului că al tău este calm lângă tine, astfel încât el să se simtă protejat de tine și că ești în control, nu el în fața ta, astfel încât el să te protejeze pe tine și el să aleagă să fie cel dominant și cel lider de haită. În parc, indiferent unde ești, mai întâi te uiți la câinele tău. El poate să fie, poate să meargă lângă tine în lesă, dar cum merge lângă tine în lesă? Se trage cu tot corpul, se împinge în lesă ca să ajungă la celălalt câine sau merge relaxat lângă tine în lesă? Dacă merge relaxat lângă tine în lesă și vezi că vine un câine cu intenție către voi, trece-l pe câinele tău pe partea cealaltă, vezi de drum, vezi ce face celălalt câine. Dacă continuă să vină, dacă vine la spate să-l miroase, lasă să-l miroase. Dacă vine și tot îl vezi că vă dă cercuri și vrea să vină în fața lui, atunci te pui între ei și adresezi. Da? Vezi că există videouri pe cont cu chestia asta, multe. Sunt multe strategii, dar acum depinde foarte mult de situație, pentru că sunt situații foarte diferite în care se poate întâmpla asta și depinde ce face și al tău și ce faci și tu. Respiră în primul rând. Să-mi faceți cadou tricou cu respiră, glumesc. Deci, vezi că oamenii chiar o să-ți facă cadou. Așa. Da, cu tot dragul mă dă. Foarte mersi pentru răspuns și sinceritate și interacțiune. Și când sunt trei și te înconjoară, n-au ce să te înconjoare trei. Tu trebuie să te pui într-un punct în care ei să nu ajungă în jurul tău. Dacă au ajuns în jurul tău, e foarte greu, Simona. Da? Care nu, este imposibil, crede-mă. Se poate, avem punctata aia de la Zavola? Nu avem încă. Am pus-o pe grup, dar nu era Simona pe grup atunci. Da. Ideea este așa. Trăiește în conjoară, bănuiesc că te referi la cei off-leash din parc. Ăia care sunt ai parcului. Vorbim în privat, ca să nu ne închidă Instagram-ul, da?
Dragilor, vă pupăm, ne vedem data viitoare, facem ceva. Rămâneți cu întrebările acolo, da? Data viitoare o să fie Fuki și noi în spate. Da, fix așa. Seara frumoasă, dragilor. Hai, v-am pupat, ceau!